Așa arată pivnițele a peste 200 de familii din satul Zănoaga, din comuna Dolgeană Leu. În urma precipitațiilor căzute în ultimele săptămâni, apa a intrat în beciuri și depășește 1,5 metri în unele locuri. Oamenii și-au pierdut ceea ce depozitaseră în beciuri, de la murături până la dulcețuri, compoturi și vinuri. Un dezastru asemănător s-a mai întâmplat în anii 70. Localnicii spun că nu au fost ajutați de autorități. De cât timp data aia a început să iasă apa? De o săptămână jumate a ieșit apa în beci. N-am dat-o afară, că nu a venit nimeni să ne ajute. Am sus la sfatul popular și a trimis niște pompieri, dar la noi n-a venit în zonă. Cât de mare este apa și câte locuințe sunt afectate? Câte beci? Aproape jumate Zănoaga. Dacă nu fi toată, nici apa din fântână nu putem folosi sau să dăm la copii. Ne cumpărăm apă plată pe club propriu de la magazine. De o săptămână. De o săptămână și a fost apa până aici la mine, sus la sub braț. Așa. Și acum scoatem mereu ca să putem să mai evacuăm ce este acolo, dar în câteva ore iar se face la loc. Dar s-a mai întâmplat asta? 30 de ani. Acum 30 de ani. Cu ce scoateți mama aia? Cu găleata. Cu găleata. Dar de ce credeți? Ce se întâmplă anul ăsta? A plouat mai mult ca de obicei? A plouat o lună de zile non-stop așa. Încă ultima zi, acum când plouă, dezastru a fost. Ați chemat pe cineva să vă ajute, să vă aducă pompe, să vă scoată apa din beciuri? Nu i-am chemat, că n-am știut pe cine să chemă. Ce o să faceți? Stați cu apa în beciuri? Păi ce o să facem? O scoatem mereu, ce să-i facem? Am înțeles oamenii că o scot și în 3 ore la loc. Da, vine la loc. Păi ieri am scos-o și astăzi iar trebuie să o scoatem. Primarul comunei Leu, Iulian Cristescu, spune că autoritățile locale au făcut tot posibilul pentru a-i ajuta pe oameni și a încercat să ne ofere explicații despre cauzele pentru care apa a intrat în pivnițe. Pur și simplu, Zănoaga, zona respectivă, este așezată pe un burete îmbibat cu apă, care el trebuie făcut ceva tehnic, ca să putem să eliminăm din surplusul acesta de apă. Zi și noapte, cu utilajele din dotarea noastră, am încercat să defluidizăm, să dăm drumul la anumite canale, unele special făcute în acest sens. Aici este vorba de o mlaștină, ca să înțeleagă tot românul. Deci e vorba de un teren mlăștinos într-o zonă a satului. Atât Inspectoratul de Situații de Urgență, care a întins o mână și a adus o cantitate de apă, și noi la nivelul nostru rapid am intervenit din fondul de rezervă și am adus și am dat apă la toți cetățenii. Informații pe larg despre acest subiect puteți urmări într-un reportaj care va fi difuzat de la ora 20.